Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării. Ce așteptări aveți de la viitorul primar al orașului Roman? Fără corupție, dacă se poate. Asta e tot, cred. Să fii om, în primul rând. Cu toate calitățile specifice omului. Adică bun simț, să fii mielul care se sacrifică pentru societate. Nu? Și altceva? Nu știu, ceva mai bun, nu? Să fie locuri de muncă la oameni. Deci... să se lupte pentru oameni. Așteptări bune, că el e tânăr și o să conducă tot ca primarul care a fost. E instruit de așa ceva. Și va face și treburi bune. Ar fi bine să fie ce gospodar, în primul rând. Toți primarii din România, nu? Să fie mai bine. Să facă mai mult față de ala care a plecat. Nu? Așa ar fi bine, dar fiecare când se vede la culcuș, face mai puțin. Păi ce așteptări am putea avea? Un trai mai bun, în primul rând, să zicem, de la nou primar. De la viitorul primar? Da, indiferent, care ar fi să facă ceva mai mult pentru orașul ăsta. Numai prin centru, mai sunt și alte zone mai defavorizate, cum ar fi Ștefan cel Mare, mai multe. Să se ridici măcar la, realizările fostului primar, Leorean. Dacă merge pe linia asta, eu mă gândesc că e foarte bine. Să fie foarte bine și curățenie, și cumințenie, și disciplină, și sărbători frumoase, și să nu fie conflicte între ei, ca să ducă mai bine. Asta, dacă e liniște, o duce bine, pe care cetățean. Se pare că o să fie tot la fel ca înainte, aproape nimic, nicio așteptare, pentru că nu o să se întâmple nimic. Suntem total dezamăgiți de ce se întâmplă în politica românească, sunt profund îngrijorat pentru copiii care se nasc sau care s-au născut până acum, n-au niciun viitor, simplu pentru noi să plecăm în afară. Deci în România nu avem niciun viitor. Să fie bine, să străzile curate, gunoi luat la timp din... cum se depozitează gunoiul, adică gunoi menajer. Altceva, să arate orașul frumos. Curat, străzile, parcul, că asta e important într-un oraș. Locuri de muncă pentru cei tineri, eventual și case pentru cei tineri, apartamente, dar cât se poate. Dar curățenia este pe primul plan, părerea mea. Eu știu ce să zic, e bine, acum primarul depinde ce opțiune are. Eu îi doresc oricare ar fi, îi doresc succes. Eu sper să iasă cine credem noi, că trebuie să iasă. Așa credem după noi. Altfel, altul, la regimul care e acum, nu știu dacă o să schimbe ceva. În Roma s-a făcut multe, regimul domnului Leoreanu. Acum sper să urmeze acele schimbări care au fost până acum, ce au fost. Mare măsuri străzile trebuie făcute. Sunt unii străzi care sunt dezastru, stricate de tot. La promisiune nu-i că au s-au făcut, ci că vor veni și schimbări la străzi. În rest, e tot bine. Altceva nu avem de spus nimic. Schimbe, totul se schimbe. Să fie și mai curat. Da, să mai aibă grijă de oamenii care sunt bolnavi, care pensionare. Da, să mai gândească și la pensia la acei bătrâni care au muncit pe ogoare, au muncit și au o pensie mizer, care nu se mai gândesc ca cei de sus parlamentare cu ce trăiesc ea. Și cum, că nu poți fi în oraș să-ți iau un detergent, un săpun. Că se gândesc că dacă au cartofi și fasole, e destul. Nu. Și medicamentele să fie puțin mai reduse la prețuri. Și asta e cam... Să gândească și lumea care de lumea care de la sat. Domnule, ce să se schimbe, totuși a fost bine, dar dacă se continui tot așa, este un lucru îmbucurător pentru noi romașcani. Cine va veni și va câștiga să continue ceea ce s-a început până acum, ca să nu dezbinăm iar să vină alți să strice că nu e bine, că nu e bine, totuși au costat niște bani. Și... părerea mea este că să continue spre bine și să fie cât mai frumos, să ne bucurăm și noi de acest oraș. În Roman
Deci totul este bine până acum. Deci străzile astea care sunt mai pilados, astea nu sunt făcute. Asta, în rest este totul bine. Eu aș dori să fac mult mai mult decât s-a făcut. Să fie un primar care să fie interesat de situația orașului, de problemele care sunt și cam atât. Orașul arată foarte bine așa cum este acum. Bineînțeles că este loc de mai bine. Aș dori să fie implicat mai mult tineret, să fie o echipă tânără, cu implicarea în proiecte europene, pentru tineret, ceva pentru tineret. Da, în școli sau în spitale, pentru că la spital e varză, adică stau oamenii pe acolo și nu îi bagă nimeni în seamă. Sincer, eu abia acum am venit în țară, lipsesc de 5 ani de zile, așa că nu știu. Eu cred că o să fie mai bine pentru români și pentru un roman, mă refer. Altceva nu știu ce să așteptăm. Cred că o să fie mai bine. În bine tot, și oamenii, că s-a făcut răi. Mai, eu sunt mulțumită cum au făcut până acum, deci să continui în continuare, cum a început. Ordine mai mult. Ordine și pe stradă și... curățenie. Și curățenie. Să fie ordine, că dacă e ordine și suntem păziți pe stradă, să mergem liniștiți, merg toate. Și de la București, minte multă. Să fie în legătură cu poporul, ce promite stână de promisiune, să nu stea blocați prin birourile lor și nimeni nu ajunge la ei niciodată. Au niște funcționari care se poartă mizerabil și aia cu populația când ajunge la ei acolo. Sunt un fel de șef, un fel de stătuleț în stat, precum Vaticanul în Italia. N-am nicio speranță. Pentru mine romanul e frumos așa cum e, față de alt orașul nostru unde mergem noi de obicei din Iași. Dar nu știu dacă ar trebui schimbat ceva. Bortele de pe drum. Și altceva nu mă interesează. Tot. Să schimbe totul. Ordinea, disciplina să fie, curățenia în oraș lasă de dorit. Centrul arată cum arată, dar la extremități e jale, urât de tot. Nu știu ce să vă zic. Cam ar trebui schimbat tot în țara asta. Ce să se schimbe? Să schimbe în bine, în primul rând, că primarul, într-adevăr, care a fost? A fost treburile oricum cât de cât bune. În rest, să așteptăm, na, în schimbare. Locuri de muncă, deschideri, de toate posibilitățile putem să mai muncim în romanul ăsta ca să nu plecăm cum toți, majoritatea, sunt plecați aici. În rest, ce să mai spun? În primul rând, curățenia, transportul și în principal toate străzile și trotuarele spre gară. Sunt deplorabile. Acum urmă probabil alte probleme care trebuie să se rezolve urgent, nu să facă mâinea, să facă poimă. Curățenia, în general, trebuie luată zilnic. Oamenii de serviciu să-și facă datoria atât la scările blocurilor, cât și pe străzi. Stau și se uită și mănâncă și beau, fumează, aruncă chiar ei gunoaie. Asta e. Nu știu, din câte am observat eu, orașul merge într-o direcție pozitivă, bună, și atunci să se continue proiectele care sunt în derulare și eventual altele noi. În rest, nu am nimic de spus în sens negativ. Concluzia zilei. Romașcanii doresc continuarea proiectelor aflate deja în desfășurare, dar și demararea unor proiecte noi, accesarea de fonduri europene la nivel de administrație locală, dar au și așteptări concrete, cum ar fi asfaltarea unor străzi, în special cea de la gară, zonele periferice, curățenia orașului și ordinea publică. Ne vedem mâine cu o altă întrebare a zilei. Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării.